Salutare prieteni, bine v-am găsit la un nou episod pe acest canal. Suntem în crescătorie la porumbei. Deci ce vreau să vă zic, am pus așezătorile astea așa. Am pus 6 așezători. Se pot vedea aici 4, acolo una și acolo una. Pentru că am mutat majoritatea porumbelilor aici. Deci în primul rând am mutat perechea de jucători, femela albă de acolo, de pe hrănitoare cu masculul roșu. Apoi femela aia corcitură de jucător cu tăpălăgosul. Puiul de la jucător l-am mutat, care nu-l văd acum. Uitați-l, ăsta de aici jos. Am mutat rollerul, pui de la tăpălăgos, ăla mic și cu ălalalt. Și aici am lăsat perechile de voiajori, alea două albe și celelalte, trei pe care le aveam. Aia de jos, aia de acolo și femeia la cucă cu masculul ăla solzat. Deci cam așa sunt hrănitorile. Acum vi le pot arăta mai ok. Se deschid, mai că nu pot cu mână, că asta merge puțin mai greu. Uitați și pui. Deci aici voi mai face liber, voi mai elibera din ei. Am adus și două cuibare, na, le-am să fie aici, curățenie am uitat să fac. Am zis că tot fac, dar n-am făcut. Uitați aici și bobocii de rață au venit după mine. Deci, aia doi sunt pereche, abia aștept să avem ouă la ei. Deci le-am adus și adăpători, le-am pus astea două aici, aia acolo și pe aia mică. Am pus acolo și hrănitoarea aia altă, tot acolo. Deci vreau să le pun mâncare acum. Doi pe afară, fratele lui ăla de acolo și cu celălalt, deci aia doi din prima serie. Deci le voi pune mâncare și revenim după. Deci să sperăm că nu se va mișca telefonul așa rău. Aici am mâncare. Să le punem. Să mănânce. Luăm și pentru ceilalți. Să închidem hrănitoarea. S-au cam agitat acum. Ceilalți, uitați, vin toți. Și nerăbdători. În partea altă ca pui mai am cei de la bătrânul. Și care sunt, au un cap mare. Și aceia doi bălțați. Puci, așa. Ia uitați, porumbe, nu știu ce se înghesuie acolo, că iau mâncare și pe aici, peste tot, în toată hrănitoarea. Înțeleg ce se tot bagă e așa. Uitați, îi mut puțin. N-am reușit, s-au speriat toți. Vom intra aici înăuntru și revenim după. Aici am luat puțină hrană în mână, am porumbe aici, îi voi fluiera și tot vreau să-i învăț să mănânce din palmă. Să vedem dacă vor veni. Și pui, așa se învață și puișorii. Uitați, unul aici, unul aici, ăla cu capul alb. Și puiul de la tank vine. Și masculul de la tank, masculul pui de la bătrân, am vrut să zic. Și aici și pe bătrân, nu pe zonă. Uitați, ăștia doi vineți în pereche și bălțata asta cu solzatul ăsta deschis, vreau să-i împerechez. Mi-a dat desperecheat, i-a luat, mă, ce-ai cu brățara mea? Uitați, au mâncat tot și acum mă joc cu ei. Deci așa vreau să-i învăț să mănânce din palmă și de fiecare dată când le dau mâncare, le dau să mănânce din palmă. Ia, să vedem dacă vine. Deci, vedeți, asta, porumbița aceasta, foarte frumoasă, vedeți cum vine și mănâncă din palmă. Să vină, uitați și pe ea pe jos. Deci, uitați-o. Ușor, fata, ușor.
tare mult îmi place, deci așa vreau să mi-o obișnuiesc pe toți. Mă încântă pare foarte mult că mănâncă din palmă. Deci am fluierat și ea s-a urcat la mine pe palmă. Mai dăm câteva boabe pe jos să mănânc și eu ea. Deci, uitați-o. Hai să te lăsăm jos. Bravo. Am să le dau mâncarea. Vedeți, la ea le-a mai rămas boabele. Eu zic că nu le dau puțin. Dă-te mă la o parte. Dă-te la o parte. Hai să le punem. Mai am pui. Ia, uitați, ăștia de sesuie în hrănitoare. Dă-te la o parte. Așa. Vedeți, aia sesuie în hrănitoare, ceea ce nu-mi place. O să punem chestia asta aici. O să merg în partea asta, la altă. Mă, că mai greu cu trecutul pe aici. Aia au mâncat, acum bea apă, bineînțeles. Le-am pus apă cu enrofloxacina. Au și aici, și acolo. Aici văd că strâng bețe, mă gândesc că bătrânul cu femeia lui. Aici jos am o noutate. Asta e masculul, că ăsta nu e așa agresiv, masculul nu e agresiv, doar femeia. Îl dăm și pe el jos să mănânce, că nu se poate să nu mănânce. Deci avem doi ghiocei, doi puișori, primilor pui, pentru că știți, femeia a fost împerecheată cu alt mascul. Ei, porumbei aia sunt de la același crescător. Ia uitați-l pe primul, care aici. Crezut că are vreo bubă, dar nu era mâncare. Și ăsta e cam puțin hrănit, dar ambii sunt egali. Aici v-am zis strâng paie. Aici nimic. Aici avem două, pe care v-am zis că le-am primit de la acest crescător. Mi-a dat două. Le-am băgat sub porumbița asta, sub perechea asta. Am vrut să bag și sub ăștia, dar ăștia deja aveau pui și... Na, ce să faci. Cum sper să stea bine pe ele, să le clocească, că ar fi păcat. Ăla, porumbelul ăla tot dă să iese afară, dar... Na, nu pot să le dau drumul că pleacă apoi și n-am rezolvat nimic. Nici nu pleacă la cel crescător, pleacă din Germania, de unde sunt, de la... Nici mă știu din care oraș. De la Deutsch, la ceva de genul. Mi-a copicat aia și s-o speria toți. Gata, copii, gata. Deci, am învățat să mănânce porumbei din mână. Ăia mai au boabe. Și ăștia. Așa că, eu zic că le dau ok, o porție din aia. N-au pui deocamdată. Să le dau mai multă. Înainte le dădeam un cancioc din ăla, rămânea, dădeau pe jos și am învățat minte. Pentru că foamea îi albitrează pe ei. Nu hrana în exces. Le dai hrană, vrei să-i înveți să mănânce din mână, să vină la fluierat în crescătorie, să îi înveți tu cu tine. Nu rezolvi nimic, pentru că bă, eu am mâncare, am apă, ce? Așa că tu i-ai chemat, ei au venit. Cum am făcut acum? La ăștia trebuie să mai lucrez puțin, dar v-am zis să scot tot și îmi rămân doar pui de voiajor aici, care vreau să le dau drumul până voi face crescătoria. Iar la iarnă, cine știe ce voi băga aici, să sperăm că voi avea crescătoria făcută. De acolo va trebui să aduc pui lui bătrânul, că voi mâncă deja singur. Cum mă scoborâți de mult din cuib. Și aia la fel, încă mai cer mâncare, da? Deja sunt de mult dat jos. Nici la ăștia nu prea le mai dau mâncare. Te pălăgos cu femeia lui. Așa că trebuie să le cumpăr și grid. Deocamdată le-am pus niște cu pietricele. Le mai dau din când în când corăși de ou pentru calci. Le mai pun. Am avut calciu de pus în mâncare, dar nu-l mai găsesc. Da, asta pălăgosul. El a fost voiajorul din prima serie care a ieșit afară.
Asta este puișorul din a doua serie. A început și el încet, încet să zboare. Hai mă, măi, sunteți? Frate, soi ăsta aici. Deci da, fraților, cam ăsta a fost clipul. V-aș ruga să lăsați un mare like acolo. Cu voi a fost Robin, noi ne revedem data viitoare. Pa, pa!